Vremea va continua să se răcească în toată țara, iar minimele vor coborî până la minus 20 de grade Celsius, anunță meteorologii de la ANM în prognoza meteo pentru perioada 7-19 februarie 2023. Vremea va fi rece și în mai multe zone din țară temperaturile se vor situa sub media mijlocului lunii februarie. Meteorologii anunță că în toate regiunile țării va fi foarte frig, iar la munte se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, la fel și în Transilvania, Dobrogea și Moldova. Până la finalul primei săptămâni, în Banat va persista valul de frig cu valori termice care se vor situa chiar sub cele specifice pentru luna februarie. Media temperaturilor maxime va fi de 0,4 grade, iar a minimelor de -9, -5 grade în unele nopți, fiind local ger cu precădere în zona depresionară în sudul regiunii, anunță ANM. Începând din 11 februarie, vremea va intra într-un proces de încălzire, determinând la început un regim termic apropiat de normal, iar în cea de-a doua săptămână, valori peste cele obișnuite perioadei, cu 8-11 grade ziua și -3-2 grade noaptea, mediat regional. Deficitul pluviometric va fi semnificativ, probabilitatea pentru precipitații fiind mai ridicată doar în ultimele zile din intervalul de referință. În Crișana, în prima săptămână, valul de frig va persista și se vor înregistra în medie temperaturi maxime de -3 grade, 1 grad și minime de -15, -8 grade, valori mai mici decât normalul chiar și pentru luna februarie. Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel că după data de 13 februarie va deveni apropiată, iar apoi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an, cu valori de 5-9 grade ziua și -4-2 grade noaptea, mediat regional. Până spre finalul primei săptămâni, valul de frig va persista. Se vor înregistra maxime termice de -1-3 grade, iar nopțile vor fi local geroase cu temperaturi minime în medie de -14, -8 grade. Începând cu 12 februarie, vremea se va încălzi treptat, dar semnificativ, devenind chiar ușor mai caldă decât normalul, la mijlocul lunii februarie, în special în orele amiezilor, când sunt estimate valori de 6-10 grade, iar în cursul nopților, temperatura aerului va coborî la -4, -1 grad mediat regional. Deficitul pluviometric va fi semnificativ în mare parte a intervalului de referință, probabilitatea pentru precipitații fiind mai ridicată doar după data de 15 februarie, relatează știrile ProTV.ro.